În cadrul săptămânii teatrului la Fabrica de Povești Electrocolibri a fost celebrată astăzi Ziua Internațională a Marionetiștilor, moment special în cadrul căruia actorii care stau în spatele păpușilor în piesele de teatru au împărtășit publicului din tainele animației. Cred că a fost o întâmplare că am ajuns să fac meseria de păpușar. La început am luat-o ca o întâmplare, apoi am considerat-o o șansă și acum cred că e un lucru fără de care n-aș putea exista. Cum a fost dragostea pentru copii? Asta m-a atras cel mai tare, iubesc foarte tare copiii și uitați că au trecut deja 11 ani de când am intrat în acest tărâm minunat. Da, Pinocchio, știu că vrei să spui ceva. Așa, am intrat în această lume minunată și ieri un copil m-a întrebat dacă ar fi să fac o altă meserie, ce aș face. Și am zis, da, știu ce aș face. Nu m-aș face păpușar, m-aș face marionetist și păpușar. Pentru mine, într-adevăr, cum a spus Marin, și pentru mine a fost o întâmplare. Mi-am iubit meseria treptat, pas cu pas, în timp ce am înțeles-o. Am iubit foarte mult scena la început. A fost pentru mine un drog și am zis că trebuie să rămân pe ea. Și încercând de mai multe ori la teatru și nu am intrat pe vremea cealaltă, întâmplarea a fost să-l întâlnesc pe profesorul meu, domnul de la Cheza, care m-a îndrumat spre teatru de păpuși. Eu sunt Gogoașă Năzdrăvan, de nimeni și nimic n-am teamă, în smântână splămădită și în untișor prăjită, pe fereastră răcorită. Da, țin în mână această păpușă, deja de aproximativ 22-23 de ani, și mă bucur pentru că fac această meserie. Am descoperit-o, sau să zic, din tainele ei, le-am descoperit în timp ce absolveam facultatea de artă dramatică la Chișinău. Alături aveam secția de marionete. Ce m-a face să rămân în această, sau ce m-a făcut, m-a determinat, au fost în primul rând copiii mei, care tot timpul m-au corectat, mi-au apreciat rolurile și s-au bucurat alături de mine. Sunt de aproximativ 3 ani. Dar ce mă fascinează la păpușe, extraordinarea lor capacitate de a transmite gânduri și afecte. Și încă experimentez, îmi place să mă joc, să descoper noi posibilități de exprimare ale păpușilor. Mi se pare un domeniu vast și fascinant, cum am spus. Iubesc teatru. Întotdeauna l-am iubit. În 1990, datorită unei conjuncturi foarte, foarte frumoase, am reușit să iau contact cu teatrul de păpuși. Și constatam și atunci că nu era un domeniu foarte vizitat de adulți. Nici măcar de cei care vreau să dea la actorie. Și pentru mine a fost o experiență interesantă, pentru că am descoperit ce nu credeam că o să aflu. Adică o meserie extraordinară, extrem de solicitantă din toate punctele de vedere. Pentru că noi, actorii păpușari, suntem și actori dramatici uneori, suntem mânuitori de păpuși, de mai multe categorii de păpuși, și suntem și animatori de obiecte. Iar atunci când obiectele devin vii, este cu adevărat un spectacol fascinant. Eram student, am terminat Facultatea de Artă Dramatică la Craiova, la clasa profesor Dr. Remus Mărginanu. M-am angajat din anul 3 de facultate, unde am ajuns într-o altă lume. Pentru că nimic nu se mână aici cu ceea ce învățasem în facultate, cu ceea ce învățam. Era o meserie cu totul nouă. Pentru că acolo învățam să mă expun pe mine și aici trebuia să mă bag pe mine în umbră, să expun păpușa. Eu am învățat păpușerie și ce înseamnă teatrul pentru copii, alături de colegii mei. Studiile mele sunt de artă dramatică.
să spunem, ne-am învățat meseria la locul de muncă. Inițial am fost reticentă, pentru că plecasem cu alte gânduri din facultatea de teatru. Dar după primul an în care pot să zic că m-am călit, am avut momente când sau am primit pentru a colabora în altă parte, nu am mai vrut să plec. Pentru că atât m-am atașat de ce înseamnă păpușe și am tot timpul impresia și senzația și în moment, pentru că la momentul actual, că încă mă dezvolui pe mine prin această meserie. Dacă o pot numi meserie, mă simt veșnic copil, este locul în care mă simt întotdeauna tânără și că îmi permit acest lucru din plin și nu cred că aș mai vrea să plec vreodată de aici. Sunt din 1999 actriță la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri din Craiova. Eu nu am venit dintr-o întâmplare. Domnul Patrel Berceanu, atunci directorul teatrului, mi-a propus la Târgu Mureș, eu eram după licență, mi-a propus să vin la Craiova. Am absolvit la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș. Am venit, nu am avut de gând să rămân și totuși ceva m-a reținut. Cred că păpușile. Am început să descoper păpușile, am început să-mi placă păpușile. Inițial am vrut să fac artă plastică, dar n-am dat. Deci nu sunt unul din cei refuzați nici la teatru, nici la artă plastică. Pur și simplu s-a evit un post în timp ce mă pregăteam pentru artă plastică la Teatrul de Păpuși. Mi s-a părut că pot să fac și artă plastică, pentru că iată, se pot construi păpuși, se pot mânui. Și am hotărât să fac păpușărie. Evenimentul s-a încheiat cu o piesă de teatru interactiv, Cei trei purceluși, la care copiii au putut participa și pune diferite întrebări.